Bună ziua! Am revenit de câteva ore împreună cu câțiva colegi din vizita oficială în Israel. Pot să spun că după aproape 7 decenii de relații diplomatice neîntrerupte, ceea ce este extrem de important, între România și Israel. Israel, statul care este cel mai important aliat al nostru în acea regiune. Și ca și concluzie, pot să vă spun că este extrem de important ca nivelul relațiilor noastre economice să fie cel puțin la nivelul relațiilor politice sau la nivelul relațiilor pe care le avem în domeniul apărării. De aceea, și în întâlnirile pe care le-am avut cu premierul Netanyahu și cu miniștrii din cabinetul Netanyahu și cu președintele Rivlin, cu toți am subliniat acest lucru. Vor exista în perioada următoare contacte economice. De asemenea, extrem de important e că s-au semnat 2 memorandumuri. Unul de către domnul ministru al economiei din partea noastră, domnul Mihai Tudose, celălalt, cel legat de tarifele și tarifele de roaming dintre România și Israel, oferind cadru prin care companiile să reducă aceste tarife. Sunt lucruri importante, dar cel mai important lucru este cel pe care îl spuneam la începutul intervenției mele de astăzi, și anume cel pe partea economică, și unde sunt extrem de optimist și eu, și de asemenea și partenerii noștri din Israel. Doar că, dincolo de vorbe, trebuie să trecem și la acțiuni concrete, exact ceea ce am discutat și ceea ce a discutat și domnul ministru Tudose și domnul ministru Petrescu, care a fost în urmă cu o lună în Israel. Un punct important pe ordinea de zi astăzi este cel legat de memorandumul cu privire la legea salarizării unitare, și anume punctul de vedere al guvernului, este extrem de important pentru noi. Este o măsură pe care să dăm astăzi acest punct de vedere la solicitarea Senatului, astfel încât să intrăm în calendarul normal de aprobare până la sfârșitul sesiunii parlamentare a acestei legi. E o măsură pe care noi o avem prinsă în programul de guvernare. Punctul de vedere al nostru, înainte de a ruga pe doamna ministru Olguța Vasilescu să intervină, este un punct de vedere pozitiv cu observații. Vă rog, doamna ministru. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Urmează să votăm astăzi avizul favorabil pentru a intra săptămâna viitoare în procedurile parlamentare, mai precis la prima cameră, la Senatul României. S-au depus observații pe lege de către Ministerele Justiției, Ministerul de Finanțe, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Toate aceste observații vor fi transmise Parlamentului României. Aș vrea să fac și eu precizarea, ca și dumneavoastră, că legea respectă programul de guvernare și țintele asumate în acest program. Desigur că ea poate suferi modificări la Parlament, dar nu credem că vor fi de natură să modifice și principiile din această lege. Inițiatorii au fost în permanent contact cu ministerele de resort și s-au colaborat foarte bine, și pe această cale aș vrea să le mulțumesc și colegilor
mei care au răspuns la toate solicitările inițiatorilor și noi sperăm să fie adoptată până la data de 1 iulie, așa cum este prevăzut și în programul nostru de guvernare. De altfel, faptul că ea a fost transmisă direct Parlamentului României și nu a fost asumată prin Guvernul României ca și proiect de lege, scutește cu o lună de zile toate termenele de adoptare. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Un singur lucru aș mai vrea să discutăm la început. Domnule ministru al turismului, știu că aveți azi un punct pe ordinea de zi privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului. Înțeleg că e o nouă abordare pe care dumneavoastră aveți acolo. Aș dori să ne explicați despre ce e vorba. Vă rog. Mulțumesc, domn prim-ministru. Este vorba în special de cele 8 reprezentanțe externe ale statului român care trebuie să promoveze România din punct de vedere al activității turismului în exteriorul ei. Și putem să spunem foarte clar că aceste reprezentanțe nu funcționează în baza regulilor de drept internațional, nu sunt recunoscute de statele gazdă ca entități ce reprezintă statul român pe plan extern, fapt pentru care cei 8 angajați ai Ministerului Turismului nu au reușit stabilirea unor relații de cooperare instituțională între minister și entitățile omologe din țările în care își desfășoară activitatea. Și din acest motiv, marea majoritate a evenimentelor care se organizau acolo se făceau tot prin Ministerul Afacerilor Externe, cu ajutorul ambasadelor și atașaților comerciali. Și dorim reorganizarea funcției de reprezentare externă prin înființarea unui corp al atașaților de turism cu grad diplomatic, sub directa îndrumare și coordonarea Ministerului Afacerilor Externe. Vă mulțumesc! Mă gândesc că e de acord și Ministerul Afacerilor Externe. Sau nu? E nicio problemă din punct de vedere juridic în cazul în care ei vor fi detașați la Ministerul de Externe pe durata misiunii, ei se vor putea bucura de privilegiile și imunitățile diplomatice, însă vor rămâne cu o dublă subordonare, subordonarea de la dumneavoastră și cea de la Ministerul de Externe. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc reprezentanților presei. Intrăm în ordinea de zi.